Familia reprezintă unitatea de bază a societății, un grup minunat care oferă iubire, educație și sprijin în diverse direcții. Dar tot familia este responsabilă, în mare măsură, de nefericirea și suferința membrilor ei. Adevărul este că putem renunța la prietenii care nu au un comportament binevoitor, dar nu și la familia noastră. Chiar și un nivel redus de toxicitate poate avea efecte severe dacă suntem expuși în cea mai importantă perioadă de formare a personalității sau în permanență. Persoanele toxice produc suferințe deopotrivă familiei și celorlalți, dar efectul comportamentului lor este amplificat de profunzimea legăturilor familiale. O persoană este cu mult mai toxică dacă ți-e părinte decât dacă ar fi o simplă cunoștință. Dacă vrei să afli mai multe despre cum să supraviețuim familiei toxice, rămâi până la final. Jocuri în familie. Jocurile constituie parte a culturii familiale care se transmite din generație în generație. Dacă în copilărie ești învățat că poți dobândi putere și avantaje manipulând pe ascuns situațiile și oamenii, sunt șanse să practici aceste strategii la maturitate. S-ar putea nici să nu-ți dai seama ce faci, este doar un mod de viață. Dar jocurile din familie pot cauza probleme. Într-o astfel de familie nu poate fi vorba despre spontaneitate sau intimitate reală, ci doar de lupta pentru putere. Ca părinte, dacă îți impui voința în fața copiilor, făcându-i să se simtă vinovați sau prin viclenie în loc să le dai indicațiile clare, probabil vei avea o viață de familie liniștită, dar sunt puține șanse ca la maturitate copiii tăi să se bucure de relațiile fericite și stabile, marcate de spontaneitate și intimitate. Cel mai probabil vor începe să folosească cu ceilalți aceleași comportamente manipulatorii pe care le folosești tu cu ei sau, dimpotrivă, vor avea tendința de a se pune întotdeauna pe ultimul loc, căzând victimă jocurilor celorlalți sau, mai grav, depresiei. Familiile înnodate. Este vorba despre acele familii în care doi membri se implică atât de mult în relația dintre ei, încât ceilalți sunt excluși, iar părțile astfel înnodate își pierd individualitatea. Legătura sufocantă și exclusivă cu mama te va împiedica să înveți mecanismele dăruirii și primirii necesare pentru a avea o relație funcțională. Atenția exagerată pe care o ți-o va oferi mama îți va răpi șansa de a învăța din experiență sau de a-ți forma propriile preferințe și aptitudini. E greu să fii un părinte iubitor, responsabil și activ, fără să te implici prea mult în viața copiilor tăi. Contează însă enorm să găsești un echilibru între aceste două aspecte. Copiii din astfel de familii nu o duc prea bine, dar nu spune nimeni că educația copiilor ar fi o treabă ușoară. Familiile cu țapi ispășitori. Haideți să vorbim despre familia descrisă mai sus. Această configurație dă naștere unei stabilități nefericite. Fiecare membru al familiei a învățat să-și accepte poziția, dându-și seama că n-are rost să încerce să schimbe lucrurile. Țapii ispășitori sunt destul de reticenți la schimbare. Unii dintre ei, care păreau oameni buni, sinceri și încântători, își petrecuseră toată viața presupunând că toate nenorocirile erau din vina lor. Este o convingere foarte dificil de schimbat. Familiile de agresori. Efectele pot fi și mai severe când un părinte își agresează copilul. Ironia este că, după cum am mai spus, copilul agresat, lipsit de orice stimă de sine, devine dedicat în totalitate părintelui agresor. Agresorul va fi capabil să folosească până în ultima clipă de devotamentul neîncetat al copilului său, între timp devenind adult și forțându-l să se supună voinței lui. Îmi pare rău, dar dacă ești un părinte bun, darnic și afectuos, probabil acest lucru nu se va întâmpla. Copiii tăi își vor vedea cât mai curând posibil de viață, trăind-o din plin, cu încrederea și atitudinea pozitivă învățată de la părinți. Când ajung la maturitate, ultimul lucru pe care copiii vor să-l facă este să petreacă foarte mult timp cu bătrânii și plictisitorii lui părinți. Viața este nedreaptă, nu-i așa? Iar copilul devenit adult nu se va purta ca un slujitor neplătit decât față de părintele agresor. Va atrage o sumedenie de persoane care vor profita de bunăvoința sa. Înainte să-mi sar în cap, precizez că unii copii care au avut părinți buni și iubitori petrec timp cu aceștia. O familie extinsă cu adevărat fericită este un lucru minunat. Din păcate, deseori, lucrurile nu se petrec așa. Firește, nu doar părinții își agresează copiii. Pe măsură ce părinții înaintează în vârstă și devin mai vulnerabili, este posibil ca fiii și fiicele lor să adopte față de ei un comportament agresiv. Acești vârstnici devotați, urmașilor par să fi uitat că și ei contează. Doar pentru că ești în vârstă nu înseamnă că nu ai niciun fel de drepturi sau că preferințele tale nu trebuie luate în seamă. Într-un astfel de context, merită menționat efectul furiei. Izbucnirile de mânie ale unui individ cu o personalitate explozivă nu constituie o agresiune în sensul propriu-zis al cuvântului și nici o încercare deliberată de a induce suferința victimei.
Din potrivă, în general, persoana furioasă simte oprimată, lipsită de putere și de control. Însă efectele pot fi aceleași ca în cazul agresorilor. Ceilalți membri ai familiei vor căuta să protejeze persoana de orice ar putea să o înfurie. Cam atât pentru astăzi, nu uitați să vă abonați și să apăsați clopoțelul pentru a fi la curent cu noile videoclipuri.